cel străin. Îl voi păsa așa pe la 15 ani. Ufoi! Zic, mamă, dacă ar cânta Sasha, asta aș vrea să cânte. Să aibă draci ăștia așa, să aibă focul ăsta în el. Sasha-mi vine câteodată dorule. Sasha-mi vine câteodată. Voi n-ați trecut prin Rahova. Oh, am un succes la Rahova. Teo, am început să strige și eu cum sunt. Da, te iubim, să-ți trăiască băiețelul. Ce mai faci? Ești cea mai tare voce, ce-mi place, cum cânti. Am tot sperat că o să-mi treacă. O să-ți treacă. Aici am închis sezonul 4 cu această melodie. Nu mai cântăm niciodată această melodie. Jură. Oricât de greu ar părea, dar de nu mă voi iubi. Ești o femeie de genul la 35 de ani, femeie de afaceri, pleznind de frumusețe și nu vă apropiați de mine că vă mănânc pe toți? Da, e doar în aparență, că e până deschid gura. Ai avut un sezon de liniștire anul trecut alături de Smiley. Da. Ce aștepți acum de la Vocea României? Doamna asta mi-am propus să muncesc mult la Vocea României, să o iau razna cu totul. Hai, ce m-aș face fără ea, surioara mea? A venit sor mea, nu? Hai, ce m-aș face fără ea? Luca, voi două în Thailanda. M-am dus în Thailanda și acolo am aflat că voi fi mătușă. Dă-mi față păpușă, dă-mi spate mătușă. Sper că nu despre mine. M-am uitat urât așa la el și el a dat-o în bâlbâială și când să-mi zică să cântăm ceva tostrei, a zis, poate facem ceva tostrei. Și m-am uitat la el și am zis, adică... Mai avea puțin și el mușcată, bregată. Perlele de pe Valea Prahovei. Mândră și frumoasă e Valea Prahovei. Hey! Chiuie pe vale, fete și flăcăi. Lăutarii cântă, strunele iau foc. Tinerii se adună și se strâng în joc. Raluca, cu cine ți-ar fi plăcut să împartă scaunul tău dacă n-aș fi fost eu acolo? Cu Vali Vigelie. Care? Care o fi, dar să semene cu vrem. Sărut mâna tatăl meu. Sărut mâna mama mea. Îți vine ție să plângi mie. Dar știi ce îmi place la podcastul tău? Că nu tai nimic, ne lași așa pușcării să ne vadă lumea pe internet.